Salutare tuturor și bine v-am găsit aici la un nou episod pe canal. Astăzi ne vom juca Dead by Daylight, după cum puteți vedea. Înainte de toate, nu uitați să apăsați butonul de like, să facem și acolo cât mai multe like-uri și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, dar să activați și clopoțelul pentru a primi notificări atunci când postez ceva nou. Well, 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 astăzi mă voi juca cu Nemesis. Mi-a zis să mă joc cu el, n-am mai făcut un episod cu el, cred că de când s-a lansat. Bă, a venit timpul să mă joc și cu el. Ca parcuri am Barbecue and Chili, Call of Brine, Corrupt Intervention și Overcharge, două addon-uri și un offering de săraci. V-am zis să mai îmi lăsați în comentarii sugestii de build-uri sau cu ce killer să mă joc, deci da, aștept sugestiile voastre. Vă las cu meciurile, sper să vă placă. Am revenit aici și cu primul meci, suntem pe Garden of Joy, noua mapă din Dead by Daylight. Noua mapă băgată acum vreo 4 luni, da. Mamă, cât de repede a trecut timpul, vă vine să credeți? Ok. Let's see. Opa, deja l-am văzut pe Steve. Ai mei s-au spawnat în zona asta. Păi nu vă e rușine, mă? N-aveți voie să reparați. Nu încă. Ok, și se mai repară și acolo. Asta e Felix, scuzați-mă. Nu știu de ce, dar animația asta e așa înceată. Am impresia că sparg mai greu generatorul, deși nu, nu-l sparg mai greu. Interesant. Da, o să stau pe la generatoare, pentru că nu am ce face. Aici nu se repară. Acolo se repară, deja văd un zombie. Opa, sunteți doi, se repară și în partea cealaltă. Nu prea le-am cu tentaculul. Încă e și scurt tentaculul. Faza e că nu vreau să-i las să repare. Și văd pe cineva acolo. O văd pe Nea, care nu știu ce a făcut până acum. Sunt gen foarte curios. Uite, aici se repară. Și se repară intens. Vedeți bine că am venit. Am venit chiar la timp. A, asta e Claudia aici. Ok, Claudette. În sfârșit m-am infectat și eu. Dar aș vrea și eu să campeze generatoarele ai mei zombie. Uite, ăla s-a oprit. Care lanternă. Ok. O să se mai dea un generator. What the fuck? Ați văzut și voi? Ok, aia o să mi se dea un generator. Nu-i problemă că avem... Mai deci cum dracu a trecut pumnul ăla prin ea? Nu mă întrebați pe mine. Da, aia e. Trebuia să iau pe asta de mult. De mult trebuia să iau pe asta. Dar la faza aia... Nu știu ce am făcut. Și nu mă întrebați. Dacă aici se repara doi, o să-mi dea și generatorul ăsta. Inevitabil. Da. Frumos. Băi, țăranule! Peste partea aia aparent nu-mi zboa, ok. O să încerc să-i fac, să-i fac să-și dea regen, pentru că altceva nu am ce să fac în acest moment. Din păcate.
Și asta în loc să campeze, pentru că eu când joc, mie îmi campează generatoarele. Așa, campează-o pe ea. Vreau să-i fac să-și dea regen. Voi vedeți că al meu zombie n-are nicio treabă, că... S-a pus cineva la... reparat aici. Nu am ce să-i fac în momentul ăsta, o să-i dau M1. Deși cea mai bună strategie este să mă duc să... efectiv să fac tunnel. Pentru că altceva nu am ce face. Așa, așa, du-te sus. Nu cred că a apucat să fugă. Căcăcioșilor. Aha, aș fi vrut eu să ajungă până acolo. Își dau heal acolo, e foarte bine. O vreau tot pe Claudia pentru că vreau să omor pe cineva. Că după dacă rămân trei, e imposibil să mai facă ceva. Mai ales într-o situație de trigen. Să ne înțelegem. Sau pe Felix îl pot lua. La fel de bine. De unde dracu a dispărut? Ia știi și eu o să dau M1. Dacă toți sunt aici, ia să vedem. Aici se repară. Danea, M1 îți dau. Dar de ce și-a luat boost-ul ăla? Că eu nu înțeleg. Du-te că nu am ce să-i fac. Trebuie să-mi țin zona asta foarte bine. Și nu o să reușesc. Dacă nu... Zombii mei nu știu ce fac. Nu-și fac treaba. Cum aș vrea eu să-și o facă. Dar ce să faci? Și Claudia asta... Nu, no, uitați-vă și voi la ea. Pe asta trebuie să o omor. Trebuie să ținem generatoarele. Cu două hucuri la două generatoare. Deci două hucuri am pus.
La două generatoare rămase, ca să ne înțelegem. Deci nu e bine deloc. Nu că nu-i bine. Am văzut pe cineva cum s-a pus să repare acolo. Ok. Deci am avut un bulan extrem de mare la faza asta. Nu da generatorul. O, am auzit-o pe Claudia acolo. Al meu a spart. Al meu s-a pus să repare. S-a dus, al meu om. Dacă te pui să repari. Ok, au rămas 3. Vedeți? Dacă eu ajung acum în main înainte să se dea generatorul, care nu se dă, sunt zeu. La propriu. Pentru că în momentul ăsta e și mai greu să facă ceva. Eu am spart generatorul ăla? Nu l-am spart când am plecat. A dat tap, l-am omorât și am plecat. Mhm. Ia să vedem acum. Trebuie să-i infectez ca să-i enerveze și zombie, că ăștia nu mai au vaccinuri. Ăștia mai mult ca sigur nu mai au vaccine. Sau vaccinuri, nu știu care este forma corectă mai exact. Dar mi se repară în două părți. Și nu-mi prea convine. Nu-mi prea convine deloc. Dar cred că e mai ok dacă îl las să-l facă pe ăla din main. Stați o secundă. Îl las să-l facă pe ăla din main. Și pe ăsta, și pe asta la alte 3 le țin. Pentru că nu o să aibă ce să-mi facă. Nu o să mai aibă ce să-mi facă. La propriu. Să-l dea pe ăla din main. Și acum noi le ținem pe astea 3. Eu zic că mă pot descurca destul de bine încât să nu dea generatoarele. Mai ales că și-au dat trigen infect. Asta e un trigen infect. Nu mai au cu ce să se curețe. Gen să nu mai au vaccin. Acum dacă ăștia campează bine, sunt boss. Pentru că asta contează. Nu știu dacă l-am pus pe Steve pe hook. Nu prea cred că l-am pus pe hook. Și în partea aia de hartă nu o să ajung cu ei. Pentru că nu o să mă duc în partea aia de hartă. O să fac ei ce vor. Că nu o să ajungă cu mine în partea cealaltă. Acolo nu-i nimeni. Aici este Steve. Pune-te Steve și repară. Că eu o văd pe asta. Care și-a dat vaccin. Degeaba și l-a dat. Ăsta a fost ultimul vaccin, cred. Cred că ăsta a fost ultimul vaccin.
Și aia e. Da, eu pot să dau aici până mâine. Stăm de 14 minute în acest match. Cred că o să fie un episod de un match. Dar nu mă interesează pentru că este chiar foarte interesant. Din punctul meu de vedere. Și știți ce? Acum chiar o să intru în chase cu Steve. Pentru că văd că nu se repară deloc. Ceea ce este bine. Nu știu exact unde e Claudia. Dău. Nu am nici cea mai mică idee unde e Claudia. Ok, Claudia și-a dat heal. Mă enervează pentru că nu stă unde trebuie. Trebuie să se spawneze unde trebuie, mă. Aici nu se repară. Bă, e interesant ce pot să zic. V-am zis... A, uite unde s-a spawnat aia. Mai bine o lăsăm aici. Da, aia e. Ia să mergem noi în chase cu Steve. Și gen, măcar să-l infectez. Nu vreau mai multe. Dar ați văzut cum mi s-a mutat mouse-ul dintr-o dată? Aoleo, Nea! Ce faci, Nea? Ia uite-mă pe Hufflepuff, Nea. Uite pe jegoasă ce face. În loc să joace. Și aer altă-i tot pe undeva pe aici. Deci Steve al meu s-a dus în partea aia de hartă. Nu o să-l las să scape. Dar v-am zis, au jucat foarte prost. Că și-au dat regen. Și asta repara mea. Nu scăpați voi din meciul ăsta. Nu, nu, cu tot cu tacticile voastre. Cred că asta a fost o tactică de-a lor. Asta cred că a fost o tactică de-a lor, dar nu știu ce tactică e asta. Pentru că acum au cam belit-o. Acum au cam belit-o. Chiar au cam belit-o acum. Ia să vedem. Mergem înapoi la alea repede. N-are cine să ia generatorul ăsta și mergem după Claudia care chiar e moartă. Claudia, tu ești moartă? Aia la altă stă să-și dea heal. Aia ocolește toată harta. Dar nu știu ce face Nea. Nea e pe aici, că am văzut zombiul și am văzut-o și cu barbecue. Dar nu știu dacă a mers la save. Nu, Nea mea s-a pus să repare. Ok, Nea, you are down. Nea e pe jos. Și astea sunt experte să se ascundă din câte am văzut. Deci nicio șansă să o găsesc. A! Ah! Ba, aia repară. De ce? What? Ați văzut ce a fost asta? Ok. Ce faci, măi? Claudia. Ce faci, măi, Claudia? Chiar așa? Chiar așa, Claudia? Ok. Ok. Ia să facem noi așa. Hai să o pun pe hook-ul ăsta. Și aia e. Cea mai proastă chestie pe care au făcut-o a fost ca Victor ăla, doamne Victor, Felix, nu știu de ce am zis Victor. Ca Felix ăla să dea te la generator imediat după ce s-a scos de pe hook. Pentru că i-am făcut tunnel instant, logic, eram acolo de față. Dacă nu îi făceam tunnel, meciul era, avea altă final în momentul ăsta. Probabil scăpau chiar toți patru, pentru că n-aveam ce să le fac. Era foarte greu să țin generatoarele. Dar având în vedere că au rămas 3, m-am descurcat. V-am și spus că o să mă descurc dacă rămân doar 3. Astea erau în, împreună, în suf, Hufflepuff,
Și cred că ăștia alți doi erau împreună. Chiar n-am idee, dar uitați-vă ăsta, cred că... Da, uitați-l pe Felix. Deci Felix a făcut mai multe puncte ca Nea, care a murit acum, ultima, la final. Ca să ne înțelegem și noi. Anyway, având în vedere că văd că meciul ăsta dura cam foarte mult și dacă mai dau un meci și durează la fel de mult, o să se facă un episod de 40 de minute și nu cred că se uită nimeni la un episod de 40 de minute. O să închid aici, adică o să fie un episod doar cu un meci, dar s-ar putea să mai postez un episod săptămâna asta dacă tot ăsta a fost mai scurt așa. În fine, dacă v-a plăcut episodul de azi, nu uitați să apăsați butonul de like, să facem și acolo cât mai multe like-uri și episoade și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, dar să activați și clopoțelul pentru a primi notificare atunci când postez ceva nou. Eu v-am lăsat și ne vedem în episodul următor. Baftă!